Pregătim zacuscă de vinete. Avem nevoie de 6 cepe, 1 kg de vinete coapte, 1 kg de ardei capia copți, un pahar de ulei, folosiți ulei de floarea soarelui sau de porumb, sare, am o lingură, boabe de piper, tot așa o lingură, dacă vă plac, dacă nu puteți să renunțați, 6 foi de dafin și 2-3 linguri de bulion în funcție de consistența lui. Nu voi toca ceapa cu robotul, în schimb o voi tăia mai mare, pentru că nu vreau să am la zacuscă consistența unei paste, așa cum este cea din magazine. Ardeii copți îi voi tăia fâșii pe lung. Și apoi pe lat. Iar vinetele le puteți stoca manual, cum am procedat în rețeta de salată de vinete, sau le puteți toca folosind un robot de bucătărie. Punem uleiul la încins. După cum v-am mai arătat, adăugați câteva bucățele de ceapă ca să vedeți când se încinge. Adăugăm acum ceapa. Și o lingură de sare. Eu folosesc sare roz de Himalaya, dar puteți folosi sare de mare, sare normală, ce aveți în bucătărie. Lăsăm ceapa să se călească până când devine aurie și se topește. Putem adăuga acum ardei capia copt și tocați. Amestecăm bine și lăsăm să se pătrundă cu ceapa. În cazul în care ați păstrat zeama scursă de la ardei copți, adăugați acum. Amestecat și mai lăsat să fiarbă. Adăugăm vinetele. Vom da focul mai încet acum. Foile de dafin. Boabele de piper. Amestecăm bine și lăsăm la fiert circa o jumătate de oră la foc mic. Adăugăm bulionul. Puteți folosi și suc de roșii, dar va necesita un timp mult mai lung de fierbere până când scade. Amestecăm bine și mai fierbem încă o jumătate de oră la foc mic, amestecând din când în când. Puneți zacusca fierbinte în borcane. Puteți folosi două metode de sterilizare. La bemarii, unde puneți borcanele la fiert într-o cratiță. Este un procedeu mai complicat. Eu folosesc alt procedeu. Apăsați bine ca să nu rămână goluri de aer. Voi pune borcanele în tava cuptorului, apoi voi da drumul la foc la o temperatură de 240 de grade și voi lăsa acolo borcanele timp de un sfert de oră. Voi stinge focul și le voi lăsa în continuare până când cuptorul se răcește.
apoi le voi scoate din cuptor, le voi pune capacele și le voi lăsa pur și simplu să se răcească, le puteți și acoperi până a doua zi. Am scos borcanele de zacuscă din cuptor. Uitați ce crustă au făcut deasupra. Acum le punem capacele. Și le vom ține acoperite cu o pătură până a doua zi.